Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Adevărul Live. Vom vorbi astăzi despre editura Humanitas, la 30 de ani de la înființare, cea mai importantă editură românească, orice s-ar spune, de către oricine, dar și despre festivalul de conferințe despre lumea în care trăim. Alături de noi se află Gabriel Liceanu, care este directorul editurii Humanitas și care este cel care a gândit cele două proiecte despre care vorbim astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit aici, în casa cea mai apropiată de suflet a editurii. Da, ăsta e sediu de 30 de ani. Cu asta aș vrea să și încep. Nu v-ați gândit niciodată că poate asocierea asta între Casa Presei și editura Humanitas, care s-a născut după, ar fi, nu e cea mai inspirată? Sunteți aici de 3 decenii și nu dați semne că vreți să plecați. Nu, dintr-un motiv foarte simplu. S-ar fi putut pune superstițiile, demonii în prim plan, care locuiesc, au locuit pereții acestei clădiri, Casa Scânteii se numea, pentru cei care nu știu, s-au născut după, a devenit imediat, la o zi, două, după 1 ianuarie, Casa Presei Libere, totul era liber de la o zi la alta, televiziunea liberă, Casa Presei Libere, dar în memoria generației mele a rămas drept Casa Scânteii. Deci este o clădire impozantă, făcută după modelul Universității Lomonosov din Leningrad, în speță Petersburg, și a fost reprodusă de asemenea în tocmai în Varșovia. Deci este o clădire mamut, care, făcută în stil stalinist, pentru a, cu gândul de a concentra într-un singur loc toate pârghiile dirijării culturii, ideologiei. Deci aici se afla totul. În corpul central era Ministerul Culturii, la etajul întâi, de deasupra era cenzura, care ocupa 10 de birouri, cenzorii se numeau lectori, și nu exista nicio tipăritură în România care ar fi putut să apară fără apostila cenzorului. În rest, toate etajele, atât ale corpului central, cât și ale celor două aripi, erau ocupate de presă, edituri, Agerpres, agenția de știri, așa încât controlul era făcut odată spațial, pentru că se circula între birouri, nu trebuia, între corpuri de clădire. Nu trebuia să te duci, editurile își luau apostila de la cenzori, făcând un drum până acolo. Și așa mai departe. Între, cum vă spuneam, între clădiri, culoare, birouri și așa mai departe. Însă, mobilurile care decid până la urmă în viața unei instituții țin de rentabilitate. Acest spațiu nu era al editurii politice. Editura politică nu avea nimic propriu. Era o instituție bugetară, iar sediul era închiriat. Închiriat, vă dați seama, într-un stat centralizat, în care nu există proprietăți private, banii se plimbau de la o instituție de stat la alta. Nu, era închiriat. În clipa în care editura a devenit editura Ministerului Culturii, nu a secției ideologice a partidului, editura Humanitas, odată înființată prin decret ministerial, a devenit o instituție bugetară, o instituție de stat, cu un director numit, cum se numește orice director în fruntea unei instituții bugetare. Eu am fost numit atunci, la 1 februarie, de Ministrul Culturii Andrei Pleșu, în virtutea unei, alegerea lui a fost făcută în virtutea unei prietenii care îi dădea o oarecare garanție că cunoaște persoana pe mâinile căreia dă reconstrucția acestei instituții. Deci gândiți-vă exact ce moment exista atunci. De pe o zi pe alta, istoria se răstoarnă. Și deodată se pune problema ce faci cu instituțiile care nu mai corespund din niciun punct de vedere noi structuri politice. Și astea existau, în principal, instituții cu funcție politico-ideologică. De pildă, Muzeul PCR era
cel care, în clipa de față, Muzeul Țăranului Român. Nu putea să mai existe nicio zi după Revoluție Muzeul Partidului Comunist Român. Era absurd. La fel de absurd era să existe editura politică care publica documentele de partid comunist ale partidelor frățești și, de asemenea, operele tovarășului, cum se spunea, ale lui Ceaușescu. Deci ei își pierduseră rațiunea istorică. Acolo trebuia operat rapid. Muzeul partidului a devenit Muzeul Țăranului Român, condus de un formidabil artist plastic care a fost Horia Bernea. Aici a fost tatălui Petre Roman, directorul editurii politice, vreme de 30 de ani. Deci rațiunea de a fi ale acestor instituții nu mai exista. Și atunci ele au rămas instituții de stat. Privatizarea a început după un an de zile și s-a făcut prin celebra privatizare MEBO, care este o metodă de privatizare foarte interesantă, pentru că se ajunge la proprietate privată, dar se rămâne cu un picior pe teritoriul economiei socialiste. Este o formă de privatizare capitalist-socialistă. De ce? Pentru că automat toți salariații întreprinderii, cu pricina care se privatizează în acest fel, devin acționari. Așa încât echipa pe care am găsit-o aici, formată din vreo 60 ceva de oameni, între care 15 lucrau la documente de partid, redactori, a devenit peste noapte editura Humanitas privatizată cu apostilele primului ministru, ministrului finanțelor, juridice, cultură și toți acei oameni au devenit acționari. Și în clipa de față, Humanitas trage după ea acționari din rândul redactorilor de documente de partide. Ei nu funcționau foarte greu în noua structură, pentru că exigențele unei edituri de științe umaniste sunt cu totul altele decât cele ale unei edituri de partide. Mi-ar plăcea să știu ce discuție a avut loc între dumneavoastră și Andrei Pleșu în ziua în care v-a anunțat care de gând să vă încredințeze destinele unei edituri. O asemenea discuție în chipul că a mai avut loc înainte de 1980. A fost foarte frumos, de fapt. Iarăși, puteți să vă imaginați cum arată un om, Andrei Pleșu, care peste noapte se pomenește adus dintr-un exil politic la Tescani. A fost pedepsit pentru că n-a ținut cont de avertismentul care ne-a fost dat tuturor intelectualilor, care eram invitați la ambasade. Și se evoca legea că n-ai voie, nu știu, nu exista nicio lege, era o directivă internă a partidului, că nu ai voie să intri în contact cu străini fără, dacă contactul se făcea întâmplător pe stradă, trebuia să anunți, iar dacă erai invitat la o ambasadă, trebuia să ceri voie. Ori niciunul din noi nu făcea asta pentru că era umilitor. Unde să dai telefon? La partid? Ce însemna la partid? Când nu erai membru de partid, cu atât mai. Trebuia să treci la director să spui, vă rog să anunțați la securitate că am fost invitat la ambasada olandeză, etc. Și a fost trimis acolo ca documentarist la o bibliotecă. Pur și simplu, din locul ăla, se pomenește deodată proiectat într-un guvern, primul guvern Petre Roman. Mi se pare că Dinescu i-a sugerat lui Petre Roman, mi-a zis că ar fi persoana ideală pentru a reuși revoluția culturală, o răsturnare a culturii românești, o repunere pe orbita normalității. Și s-a pomenit acolo. Și s-a pomenit în față cu zeci, sute de instituții culturale, muzee, teatre, opere, filarmonici, edituri, ziare, toate aparținând Ministerului Culturii. Și trebuie să schimbe conducerea acestor instituții. Ce faci? După ce criterii? Cum îți dai seama care sunt oamenii ce mai potriviți în nou context istoric? Și a început să ceară ajutorul prietenilor. Pentru că
îi dădea o garanție cunoașterea unui om în privința capacităților lui de a remonta sau nu o. Niciun dintre noi nu avea abilități manageriale. Deci era o experiență teribilă pentru el deopotrivă, pentru a găsi oamenii potriviți, pentru cei care acceptau să se gândească că intră într-un rol pe care nu-l jucaseră niciodată. De pildă, Teatrul Național a fost o mare provocare. Pe mâna cui dai Teatrul Național? S-a gândit la lucruri deosebite. Hai să chem un mare regizor român atestat pe toate meridianele lumii. Și l-a invitat Șerban. Andrei Șerban. Care a acceptat, a venit de la New York și a preluat conducerea teatrului 2 ani de zile. Bun. Etc. El s-a gândit atunci, într-o zi, deci mi-a dat telefon în ianuarie și mi-a spus, măi, nu mă lăsați singur, trebuie să mă ajutați. N-am secretar de stat, îmi trebuie un om în care să am totală încredere și nu am la editura politică cine poate să reașeze această instituție care și-a pierdut sensul de a fi pe o traseu cultural de tipul o mare editură de științe umane. M-a atras atât de spontan. Eu nu mă gândeam la nimic, nu aveam niciun proiect legat de un nou regim politic în care eu să joc un rol. Nu? Destinul așa funcționează. Nu? El a ajuns acolo și mi-a propus mie povestea asta. Și eu am zis, automat, editura, vreau să fac o editură minunată. Asta ar fi un proiect în care să schimbi mentalul colectiv. Să, cum am spus atunci, aș fi vrut să arunc, să revărs biblioteca mea peste întreaga țară. Și a zis, adu-ți aminte cum visam la un moment dat, ce am face noi dacă istoria ar fi normală? Cum am fi revoluționat învățământul, educația, cum am fi schimbat viața cărții, a artelor în general. Și am zis asta, editura, asta a fost tot. M-am pomenit, cum să vă spun, dacă aș fi început după un an, doi, trei, de capul meu și aș fi făcut o editură privată de la început, n-aș fi tras după mine molozul istoriei. În clipa în care a început o campanie de calomnii la adresa noi, edituri, Humanitas, etc., se făcea denigrarea, era că am primit comoara anumită editura politică. Era o groapă ideologică a istoriei, era o groapă de gunoi. Vă dați seama, cei care au înființat edituri, Poliromul de pildă după aia, sau Nemira, au luat lucrurile de la zero și au luat câțiva prieteni în jur care știau meserie, au luat-o de la zero, n-au avut de plasat 60 de oameni pe urmă, pentru că brutalitate n-a existat în această transformare. N-a venit nimeni să spună, pentru că lucrați într-o instituție ideologică, zburați de aici. Om cu om, unii și-au găsit singuri pentru că și-au dat seama că nu fac față noul context, nu se pricepeau la așa ceva, redactorii de la documente de partid nu știau decât română și nu știau să editeze decât texte de genul ăla. Deci aici era nevoie de oameni super calificați în domeniul științelor umaniste. Oameni care să știe limbi, care să aibă domenii ale culturii. A trebuit să rânesc timp de 2-3 ani de zile pentru a face o nouă echipă. Care este bogăția unei edituri? Pentru că s-a vorbit de bogățiile unei edituri, care era editura partidului. Păi, bogățiile erau, în primul rând, dotarea sediului cu scaune, cuiere, mese, fețe de masă, fișete metalice. În rest, covoare murdare, toate erau din 1953. Era o atmosferă gri, cenușie, extrem de neplăcută. Nu se punea problema unei bogății materiale de niciun tip. Bogăția unei edituri nu constă în faptul că are sau nu are un sediu. Firmele astăzi nu lucrează în principal pe cumpărarea sediilor, ci pe închirierea lor. Pentru că în cazul unei edituri, bogățiile sunt doar două. Portofoliu, adică ce marfă ai pentru a oferi publicului,
dacă autorii pe care i-ai sunt de primă mărime și apariția cărților lor produce o comoție culturală. Și primul lucru, de fapt, echipa. Pentru că portofoliul e făcut de oameni de înalt nivel cultural. Doar ei pot să aleagă cărțile bune. Nu poate un singur om să aleagă sute de titluri. Deci a structura o instituție de acest tip înseamnă a-ți face echipă și a construi un portofoliu de titluri. Ori asta a fost reușita editurii. Prin relațiile pe care le-am avut în Occident, pe linia diasporei, în primul rând am avut șansa să-i cunosc și să mă iubească pe Monica Lovinescu și Virgilie Runca, care mi-au deschis porțile atât ale diasporei românești, gen Cioran, Eliade, Ionesco, cât și a autorilor de prim rang din cultura franceză. Pe urmă, prin agenția literară a Simonei Kessler, acest nume trebuie pus pe un frontispiciu, pentru că această doamnă, la 5 ani după 90, a creat o agenție literară care a deschis cultura română către toate editurile mari ale lumii. Ea îți oferea, ca într-un showroom, îți arăta care sunt marile titluri apărute la marile edituri ale lumii și tu le cumpărai. Un editor nu poate să găsească singur toți partenerii de pe lume. De asta există agenții literare. E bine, în felul ăsta, în primii 4-5 ani, editura Humanitas avea deja autori precum Cioran, Eliade, cărți care fuseseră expulzate din spațiul spiritual românesc prin cenzură, filozofie politică, istoria religiilor și mai departe. Și atunci oferta care a fost făcută pe piață din primele luni, din martie 90, există o formidabilă fotografie pe care am păstrat-o în arhivă și am reprodus-o de multe ori. Primele cărți scoase după ce aici, cu o lună înainte, apăreau operele lui Ceaușescu, de aici au început să iasă Fenomenul Pitești, al lui Virgilie Runca, Constituția în 1923, cea pe care comuniștii o aboliseră în 48, 1948, Paul Goma, Monica Lovinescu, Cioran, și cererea atât de enormă, seceta fusese atât de mare, încât tirajele atingeau 150.000 de exemplare dintr-un titlu. Pe culmile disperării al lui Cioran, a fost editată în 150.000 de exemplare. La fel Fenomenul Pitești. Când ați văzut prima dată... Fotografia de care vă spuneam era coada care înconjura librăria Mihai Eminescu pe patru străzi. Da? Quartalul Calea Victoriei, Edgar Quinet, Academiei, Bulevardul Elisabeta. Coadă de sute de metri. Ca să cumpere 7-8 titluri de acest calibru. Cine își imagina în decembrie 89 că peste 2-3 luni va sta în mână cu cartea care denunța cele mai cumplite crime comuniste din România? Cine își imagina că o stea cu convorbiri cu regele Mihai? Cine își imagina că va citi cărțile marelui nihilist, reacționar, dușman al României, etc., Cioran? Aia a fost cea mai fericită zi din viața dumneavoastră când ați văzut prima carte, Humanitas? Știți de ce era umbrită această fericire? În asemenea momente de răsturnare a istoriei, totul se bulversează. Deci, exista deja mizeria dinainte care venea. Cărțile înainte de 90, în ultimii 2-3 ani, erau scoase în condiții tehnice mizerabile. Erau 5 tipuri de hârtie într-o carte. Rozaliu, verzuliu, gălbiu, albăstrui. Era ca un tort, ca un dovoș tort. Nu exista hârtie de import. În carte ți se puneau, cum vă spun, mai multe tipuri de hârtie. Deci aceste minuni de cărți au apărut urât. Erau urâte. Cartonul
coperta asemăna cu cartonul unei cutii de pantofi. Înăuntru se vedeau scamele de celuloză din hârtie. Știți, era hârtie aspră. Ele erau umile, dar divine în conținutul lor. Lumea în clipa aia nu era interesată de cum arată cartea, ci în sfârșit că poate citi o literă a libertății, ca să vorbim baroc. De unde ați învățat lecțiile astea legate de o editură? Ați dat fuga la Gallimard? Dintr-o pasiune devoratoare, din idealismul cel mai pur pe care trebuie să-l aibă orice intelectual umanist în el, dacă vrea să facă ceva. Nu numai când scrie cărțile, dar când este confruntat cu o, cum să-i spunem, o misiune colectivă, socială. Dacă își pune problema ca nimerit într-o răscruce a istoriei și că poate să facă enorm de mult bine, asta îl mobilizează complet. Deci dorința mea de a face era atât de mare încât nu era o problemă. Problema nu era atât să înveți, cât să te înconjuri cu oameni care erau pricepuți. Parte din aparatul tehnic al editurii, moștenit de la, erau tehnicieni. Ea durea în cot de regim. Ei își făceau treaba ca tehnicieni mai departe. Erau oameni cu experiență unii din ei. Deci nu era o problemă să știu cum să duc cartea la. Problema începea acolo, în nucleul editurii, creierul editurii. Cei care alegeau cartea, care îi o ridicau la nivelul exigențelor unei cărți, a unei limbi române impecabile, a unei munci de impecabilitate a manuscrisului. Deci trebuia să oferi un produs perfect în haine umile. Și asta nu era o problemă. Nu asta a fost. Mi-am adus cei mai buni oameni pe care îi cunoșteam în jurul meu, oameni de cultură umanistă de primă mână, care m-au însoțit din prima clipă. Mai sunt 2-3 din ei în editură, care au pus piciorul în aceeași lună cu mine, i-am rugat să vină. Și încet, încet s-a format această echipă. A fost foarte greu, a fost lucrul cel mai greu, pentru că s-au schimbat 5 directori editoriali în 15 ani. De-abia din 2005, echipa s-a consolidat total prin venirea a două vârfuri, două doamne. Amândouă au venit de la Polirom. Lidia Bodea avea 30 de ani, un copil, nu? În raport cu, avea deja o experiență de 7 ani de editură, o inteligență cu totul aparte, o forță de muncă nemaipomenită și faimoasa Denisa Comănescu, care avea 20 ceva de ani de experiență editorială, fusese persoana care pusese pe picioare tot portofoliul literar de la Univers, care a fost cea mai bună editură înainte de 90, orcoholică și ea, amândouă erau orcoholice, deci erau drogate de muncă. Pasiunea cu care își făceau treaba le făcea să stea 10 ore pe zi în editură și acasă continuau. Cu oameni fanatizați pentru slujirea unei cauze se fac lucrurile de genul ăsta. Iar eu eram printre cei fanatizați în acest fel. Îmi spuneam că ce fac eu atunci este de o enormă importanță, pentru că noile generații trebuiau să primească o hrană nouă după furajele pe care, ideologice pe care le mâncaseră decenii. Deci eu eram extrem de convins că sunt chemat să fac un lucru cu adevărat revoluționar. Să recuperăm normalitatea spirituală, reintrarea în Europa, prin absorpția, revenirea la valorile tradiționale ale Europei, cei mai mari gânditori ai Europei. Filozofia politică era extrem de importantă, pentru că și azi când votăm cult sau incult în funcție de ce pregătire politologică avem. Și când ați devenit conștient de faptul că munca dumneavoastră pe care ați depus-o an de zile este apreciată de unii și pusă la zi de alții? Când faci un lucru de genul ăsta,
De-a lungul anilor traversezi un peisaj. El poate fi peisajul fericirii pentru că simți că poți să produci lucruri care le dau satisfacție altor oameni sau îi fac fericiți. Și atunci treci printr-un peisaj al încrederii. În același timp treci printr-un peisaj al urii. De ce? Pentru că România, așa cum a intrat după 90 în istorie, era o țară total bulversată. Cei care deținuseră puterea înainte vreau să o dețină mai departe, perpetuând structurile de putere fardate în haină democratică, în fardate democratic. Deci încleștarea care a început atunci între vechi și nou, între conservarea privilegiilor vechi în structuri politice noi, era totală, era teribilă. Deci accesul la resurse e totdeauna bătălia care se dă în fiecare țară, mai ales în țările comuniste unde corupția era totală, pentru că totul se juca pe accesul la resurse, la bogății. Cine deține atât interesa. Ori s-a pus problema cu acești oameni, ce fac? Pierd privilegiile pe care le-au avut? Deci orice agent al noului era pentru ei periculos. Un om care schimba mentalul colectiv și care învăța pe oameni ce înseamnă libertatea, ce înseamnă o alegere liberă, ce înseamnă structura unui stat democratic, era un om primejdios, pentru că îi arunca din șaua istoriei. Drept care s-a creat pe de o parte un peisaj al urii, al dezinformării, al manipulării, al calomnierii, și pe care ți-l asumai ca atare, știind că el are o justificare istorică. Această ambiguitate a climatului, pe de o parte, iubirea tăcută, pentru că cei care te iubesc nu sunt organizați în televiziuni și în comandouri de destructurare, de calomniere, de murdărire a imaginii publice a celui care devine țintă. Sunt cititorii. Cititorii nu fac găști. Nu au ziare. Nu au posturi de televiziune. Patapievici, care a scris recent, a publicat o carte, Anii Urii, a explicat ca nimeni altul în România cum a funcționat timp de 30 de ani România prin ceea ce a numit el complexul politico-mediatic. Faptul că structurile politice tradiționale care și-au păstrat puterea și privilegiile și-au creat rapid moduri de influențare a minții românilor. Deci nu poți doar având pârghile puterii, dar fără să ai puterea de a pătrunde în mințile lor. Și atunci au făcut posturi de televiziune. N-are sens să le înșirăm. Ele există, au existat, există, nu știu cât vor mai exista. Televiziunea publică a fost mereu confiscată de putere și așa mai departe. Ei bine, trebuia să-ți spui, nu înseamnă că cei care zbiară cel mai tare sunt și cei mai mulți. Sunt sonori, pot muta, pot încurca mințile oamenilor, dar ceilalți, cei care simt binele pe care îl faci, sunt tăcuți, dar ei există și sunt mai mulți. Și asta te ține. Drept care, când treceai prin mineriade care îți devastau sediu, când trebuia de pe o zi pe alta să golești sediu de computere ca să nu fie distruse la o nouă venire a minerilor, în 99 au venit ultima oară, îi aștepta Vadim Tudor îmbrăcat în costum alb cu ochelari, nu știu la ce intrare din București, nici ideea că era regimul Radu Vasile și el a avut marele merit istoric că i-a oprit undeva la mănăstirea pe Valea Oltului. Cozia. Deci, ăstea erau... Deci trăiai într-un peisaj traumatic, dar pluteai pe deasupra acestor mizerii, pentru că știai că mergi la o țintă valabilă. Și atunci n-a fost niciodată
cum să vă spun, am sărit peste etapele astea mizere, mineriade, înjurături, campanii, pentru că mă ținea mult mai mult ceea ce era bun în ceea ce făceam. Știți? Norocul e că îți întâlnești publicul la târguri de carte. Și acolo primești o infuzie de afecțiune care te ține de la un an la altul. Cum ați reușit să strângeți, nu știu, echipa ca să o faceți să meargă pe drumul pe care vi l-ați dorit? Se mai spune că ați citit zeci de mii de titluri în fiecare zi câte o carte. Bine, este un program mai vechi care vine zeci de mii de titluri nu citește nimeni. Iorga, care e considerat cel mai mare cititor cunoscut, citea, știți cum citea? Se ducea la biblioteca Academiei și comanda 30 de cărți pe care nu le văzuse până atunci. Lua fiecare carte, trecea prin tabla de materii, deschidea în două, trei locuri și la fel cu alta, cu alta, cu alta. Nu se citesc zeci de mii de cărți într-o viață, să nu credeți pe nimeni că face asta. Există o tehnică a așezării pe teren. Trebuie să știi să fii tot timpul acolo unde e mingea. Există și mingi culturale. Trebuie să pipăi cărțile care mișcă liniile de fugă ale spiritului pe planetă. Deci trebuie să te așezi să fii într-o bună plasare pe teren. Cărțile pe care le citești sunt cărțile fundamentale ale vieții tale. Cele care te hrănesc ca autor, care consonează cu structura ta afectivă și mentală, care sunt cele mai bune pe liniile ideilor, pe linia ideilor pe care le ai și care te obsedează. Sigur că da, într-o editură nu poți să te uiți la toate manuscrisele care vin. La început trebuia să fac lucruri de genul ăsta, dar în momentul de față sunt 20 de redactori în editură care preferă manuscrise, cărți, titluri care apar pe lume, etc. Oamenii care lucrează cu mine se prind după o vreme că în mare măsură e vorba de o mască, și anume de o mască a timidității. E un paradox. Oamenii timizi intră ca devin oameni maturi căpătând o mască de gravitate. Pentru că timiditatea nu te face exuberant în public. Poți să fii extraordinar de vesel, să ai un umor nebun, să râzi tot timpul, să faci bancuri, să povestești într-un cerc de prieteni. Și nu ești în stare să apari cu figura asta în public. Ori această neșansa mea de a fi un personaj care primește masca gravității e vinovat în parte că o are, pentru că atunci când te pun în mișcare lucrurile strigătoare la cer, nu poți să râzi. Când ești indignat de măgărie enorme care îți petrec în jur, când vezi oameni care depășesc orice măsură a rușinii și nerușinării, devii incisiv, devii sever, judeci. Ori, de mine s-a lipit masca asta, știți? Personajul care apare cu mutră gravă și dă note în dreapta și în stânga, dar cine și închipui că e, etc. Ori, cei care mă cunosc aici, mă știu ca un om absolut ok, băncos, haios, cum se cade, și sever când e nevoie. Da. Cum negociați cu Andrei Bleșu drepturi de autor? Sau care e cel mai greu autor, Humanitas, cu care aveți întotdeauna meciuri cu ghilimele de nu, nu există așa ceva, pentru că o editură care își începe să aibă un trecut serios în spatele ei, se maturizează juridic de asemenea. Deci există contracte care de-a lungul anilor devin din ce în ce mai bune, mai precise, mai blindate pentru toată lumea. Pentru editor, pentru autor. O să vă dau un exemplu cum se negociază printr-un contract, nu printr-o discuție directă. Îi se spune autorii, mari autori cu Manica, sunt vreo 10, știu lecția
Și cei care vin și devin autori, începători, debutanți, învață lecția. O carte care are un tiraj care nu atinge, nu ajunge la 5.000 de exemplare, nu ia niciodată mai mult de 8%. Procentele de drepturi de autor sunt în funcție de tiraj. Este de un bun simț nebun. Dacă ajungi să vinzi peste 5.000 de exemplare dintr-un titlu, drepturile tale urcă la 10% din valoarea cărții, din prețul cărții. Dacă depășești 10.000 de exemplare, atunci treci pe orbita de 12%. Iar când ajungi la tiraje de tipul 50.000, 100.000, poți să ajungi până la 14%. Deci mari autori, oriunde pe lume, pot să trăiască din drepturi de autor dacă au această vandabilitate. Când sunt autori populari de tipul Dan Brown sau Coelho, au bogății de zeci de milioane, dar le câștigă prin milioane de exemplare vândute. Coelho a vândut până acum cam 40-50 de milioane din cărțile lui, indiferent ce valoare au ele. Nu vorbim de valoare, ci de valoarea comercială în ideea culturală. Ori, autorii mari Humanitas vând pe 10.000 de exemplare. Și atunci procentele lor urcă la 12, uneori 14%. Uneori. Plafon bate în 12%. Un autor ca Mircea Cărtărescu, care vinde din De ce iubim femeile, 150.000 de exemplare, vă dați seama că primește drepturi pe măsură. Tirajul mediu astăzi în România este de 1.800 de exemplare dintr-un titlu. Vă dați seama ce înseamnă să ai autori care vând cu zecile de mii? Cu ocazia acestei aniversări de 30 de ani, noi vom publica toate topurile Humanitas. Și când ai să vezi acolo că despre Îngeri s-a vândut în 60.000 de exemplare, sau despre frumusețea uitată a vieții a lui Pleșu, cel dinainte tot al lui era, sau parabolele lui Iisus, în 70.000 de exemplare. Când Patapievici a vândut Omul recent în 40.000, astea sunt cifre neverosimile în contextul. Ura vine, în primul rând, din zona, cum vă spuneam înainte, a celor care se simt amenințați prin cultura libertății pe care o propui celorlalți. Dar ura vine și dinăuntru tacmelor, breslelor, ca în toate meseriile. Medicii nu se iubesc între ei, invidia e peste tot, actorii nu se iubesc între ei, sunt invidioși, scriitorii sunt o specie extrem de dificilă. Deci vă dați seama ce simte un scriitor, fiecare scriitor se crede axa lumii. Și când cartea lui se vinde în 1.500 de exemplare și află că există unul care vinde 100.000 de exemplare, dacă nu are puterea de a admira, te va urâ, îl va invidia și îl va urâ, împreună cu editorul lui cu tot. Deci astea sunt lucruri fatale oriunde pe lume, nu numai la noi. Dar la noi au o anumită vibrație negativă extrem de puternică, știți? Da. Ați ratat vreun scriitor pe care l-ați fi vrut în portofoliu? Cum ați reacționat? Depinde pe ce criteriu regreți. Sunt autori pe care îi ratezi comercial. Care, de exemplu, Harari. Yuval Harari, nu? El a avut o țâșnire pe piața mondială extraordinară. De ce? Pentru că a știut să spună în cuvinte extrem de simple, să exprime în cuvinte extrem de simple cuceririle de vârf din diferite științe. Să poată să facă o sinteză în care ai senzația că intri în contact cu portretul viitor al omului și că ești conectat la ce se va întâmpla cu specia ta în următorii zeci de ani. Ăsta a fost succesul lui. Ăsta este un exemplu de a rata comercial. Cultural, el este, nu e un vârf al științei contemporane sau al
Dar este un bun popularizator al datelor mai multor științe. Îți pare rău să-l ratezi. Și l-am ratat pur și simplu printr-o întâmplare nefericită. A fost o carte a lui prima oară la noi, redactorul era în vacanță, etc. Și l-a luat Polirom. Bun. Asta se întâmplă în mod fatal cu noi toți. În literatură, Denisa Comănescu și-a consumat la Univers, bun, treaba se întâmpla înainte de 90, dar la Polirom, cât a fost la Polirom, nu știu exact câți ani, 10 ani să zicem, a strâns valorile importante ale literaturii atunci. Deci noi am pierdut, ea a pierdut și noi când a venit, consumase o grămadă din cartușe la editura anterioară. Dar are o asemenea forță de a reveni și de a mirosi în continuare, de a avea antenă tot ce se întâmplă, încât deci oameni de genul ăsta aduc într-o cultură tot ce e mai bun în alte culturi. De asta s-a de importanți și de greu de găsit. În principal se ratează autori de literatură. E mult mai greu să descoperi autorii din diferite domenii care vor deveni importanți. E o bătălie continuă într-o editură, cum faci să oferi mâncarea de care creierul are nevoie. Nu? Imaginați-vă că intri într-o cofetărie în care nu-ți plac trei sferturi din prăjiturile oferite acolo. Cum faci să oferi cele mai... Există un raport între gastronomie și munca editorială, pentru că e vorba de diete în ambele cazuri. Una e dieta trupului și alta e dieta minții. Deci e teribil să te simți răspunzător pentru hrana pe care o oferi minților, oamenilor dintr-o țară. Despre asta e vorba. Ați scris undeva că dacă n-ați fi devenit editor, ați fi ales calea bucătăriei. Da, era un răsfăț. Îmi place foarte mult să gătesc. Mi se pare că gastronomia făcută la nivel de vârf este o artă. Vă dau rapid un exemplu. În Place Vendôme, la Paris, există un restaurant. Iar șeful restaurantului de acolo e un tip care i-a trecut prin cap să trateze roșia nu ca pe o legumă, ci ca pe un fruct. Și a creat o prăjitură pe bază de roșii, pe care le fierbe în timp de o oră în ciocolată și este una din cele mai originale invenții culinare din lume. Adică sunt oameni care se duc acolo numai ca să mănânce această nebunie. În general, artele se adresează simțurilor. Cum poți să ajungi să faci din meseria care se adresează papilor gustative o artă? Or, asta o știu să facă francezii cel mai bine în modernitate. Romanii în antichitate, orientalii, etc. Deci e o artă. Conduceți Humanitas de 30 de ani. Următorii 30 sau următorii 50 vor fi tot ai dumneavoastră? Da, depinde de urmași. Cine va fi urmaș? Păi, în momentul de față, v-am spus că există vârfuri, profesioniști de top, poate dintre cei mai buni din țară. Am convingerea că 3-4 persoane de la vârf sunt printre cei profesioniști de vârf în lumea culturală editorială. Ei ar putea să împingă lucrurile mai departe. Problema e în ce măsură se va putea desprinde dintre ei un lider. Deci una este un manager, știți că se face deosebirea asta între un manager bun și un lider. Un lider poate să nu fie, nu e obligatoriu să fie un manager, dar trebuie să fie un personaj care să ducă echipa pe drumul ideal și să aibă o suprafață socială care să impună brandul cu pricina în mod constant. Gândiți-vă la marile nume de astăzi, de la Microsoft, Amazon, etc. Deci încă nu l-ați ales pe cel care va veni după dumneavoastră și va fi foarte greu.
Eu oricum am să prind aniversarea de 100 de ani. Nu asta e problema. Pe urmă ce o să întâmple? Copilul ăsta de suflet care se numește Humanitas și pe care l-ați dublat mereu cu diverse alte întreprinderi culturale. Cred că cea mai din urmă e seria asta de conferințe despre lumea în care trăim. Sau mă înșel? Nu. Vă dați seama, de fapt, ați pus un accent foarte important. Eu cred că toate editurile mari de la noi, partenerii noștri de drum, concurența în sensul cel mai bun, sunt profesioniști foarte buni. Nu cred că mai există o altă editură însă. Vedeți, nu vorbesc cu trufie, ci cu o luciditate pentru care mi-au răspundere. Eu cred că Humanitas nu e doar o editură, ci o instituție culturală. Adică e mai mult decât o editură care fabrică cărți. E un focar cultural, e un centru cultural. Librăria Cismigiu, Humanitas de la Cismigiu, nu e o librărie doar. Este un foaier de cultură, e un salon de cultură. Acolo se petrec săptămânal și cam o dată pe lună evenimente culturale excepționale. Acolo se vorbește despre cărți într-un mod fără echivalent în altă parte, în România. Felul de a lansa o carte la care a ajuns să-l practice Humanitasul, felul acela nu mai e împărtășit. E foarte greu să ajungi să faci în cartea pe care am scris-o pentru aniversarea asta, Povestea Insulei Humanitas, am un capitol în care explic de ce o lansare a unei cărți este un lucru de o dificultate enormă. Prin lansare înțeleg nu numai popularizarea ei în public, ci felul în care trebuie să vorbești ca acea carte să fie, ca să te asculte sute de oameni nemișcați o jumătate de oră cu sufletul la gură. Deci trebuie să îi convingi că entuziasmul tău trebuie să-l treci să devină al lor. Câți oameni pot să facă asta? În clipa în care o editură creează în jurul ei o fundație cu activități de tipul ăsta, când ține cabana noi ca în viață, ca un punct de atracție, știți că acolo vin mii de vizitatori pe an, deși nu este un muzeu. Este o casă, o cabana Noica, e un loc unde se lucrează, unde vin doctoranzi, studenți în filozofie deosebiți și pot să stea acolo să lucreze. Nu e un muzeu, dar lumea, cei care sunt înăuntru, acceptă să facă și rolul de ghid. Și acolo este, cum să vă spun, e muzeul unui urmelor spiritului. Oamenii care intră în camera lui Noica ies transformați când văd cam cum arăta un om care își dedicase viața slujirii totale a Dumnezeului culturii, cum îi plăcea să spună. E fundația Monica Lovinescu, e Runca. Iarăși acolo se fac seminarii cu studenți de la facultate, se fac cenacluri literare, etc. Conferințele Humanitas sunt în clipa de față, cred, ceva fără pereche la nivelul unei instituții private. Nu știu să mai existe edituri în Europa care pot să adune asemenea forțe intelectuale și să le pună în fața unui public care absoarbe ceea ce le oferă acei oameni invitați. Lansările, vă spuneam, discuțiile care se fac în jurul cărților, invitații străini de mare clasă. Când vine un tip ca Vodolaskin, care a scris Laur, un roman care a făcut furori în toată lumea, când vine Barico, când vine Vargas Llosa, e o întâlnire de excepție, nu? Deci lucrurile astea nu sunt de aici, de acolo. Și atunci, o editură nu mai este doar o firmuliță de făcut cărți. Devine o instituție culturală, un focar de cultură. Și asta e minunat. Ce ați face cu nebunie? Din nebunia asta pe care ne-o propuneți de 30 de ani și care o să continue, să sperăm
Mulți ani de acum. De fără glumă, drama României este lipsa de continuitate. Am avut o istorie tare nenorocită în care la fiecare năvălire se pierdeau arhive, documente, conacele erau părăsite în goana calului cu o trăsură în care se puneau într-un cufăr ce era de luat mai prețios. S-au pierdut mărturii istorice, lucrurile au trebuit reluate mereu de la capăt. Cioran a vorbit despre adamismul românesc, adică despre blestemul de a trebui să iei lucrurile mereu de la zero. Dacă nu venea comunismul peste noi, astăzi România era una dintre cele mai frumoase țări ale Europei. Pentru că intrase pe un drum al civilizației occidentale în care rigoarea Occidentului era împletită cu un savoir-vivre de tip levantin care dădea un farmec cu totul special acestui loc. S-a dus naibii. Deci ce facem noi de la 90 încoace de a lua lucrurile de la zero. De la zero. Pentru că în clipa în care ai peste tine o cenzură 4-5 decenii care îți rade toate vârfurile spiritualității occidentale și crești 3 generații de oameni fără acces la hrana importantă a minții, iei lucrurile de la zero. Deci drama noastră e că stăm sub legenda meșterului Manole. Se dărâmă noaptea ce a fost făcut ziua. Deci problema e cum obții continuitatea în toate domeniile. Cultural nu obții dacă vine o ideologie peste tine și rade tot ce era înainte. Revoluțiile nu sunt cel mai fericit lucru din lume decât momente în care, cum să vă spun, scap de o tiranie, scap de totalitarism. Dar în rest, specia umană se reglează prin reforme inteligente. Nu prin pârjolirea unui teren și luatul de la zero. Deci când istoria spârjolește societatea, trebuie să iei mereu lucrurile de la capăt. 30 de ani pentru România e mult. O viitură care ține 30 de ani e ceva. Pentru un occidental, toți prietenii mei din Occident, autori, spun... Și pe mine mă doare. Vai, dar ce editură tânără sunteți. Nu? Pentru ei 30 de ani e puțin. Nu? Cea mai tânără editura lor, mă rog, celebră, editura Axiud, a fost înființată în sudul Franței, în Arles, în 1978. Aia e o editură tânără pentru ei. Pentru că când intri în editură la Vrin, vezi diploma semnată de ultimul rege al Franței, Libraire du Roi, scrie pe diploma. Da? Deci oamenii ăștia discută cu instituții cu vechimi de sute de ani. Și noi, 30 de ani, se pare că e mult. Mă, cum cred că sunteți cea mai veche editură, fiindcă Casa Școalelor, din secolul XIX, cred că n-a ajuns. Chiar nu știu. Știți cred că nu a ajuns niciodată. Și nici editura regală a lui Carol al II-lea, cred că n-a ajuns la vârstă. Da, Universul a durat mai mult. Universul a fost, dar nu cred că mi-a dat o idee. N-am cerut niciodată vârsta editurilor românești. Da. Când ați pornit la drum cu despre lumea în care trăim, v-a tentat să faceți o paralelă cu lumea care, în care ați început aventura asta? Nu. A cărții? Nu. Deci conferințele de la Ateneu, ale Fundației Humanitas Acqua Forte, s-au născut ca proiect cultural cu două idei în minte. În primul rând, să fii updatat. Adică să oferi oamenilor în România conștiința locului în care a ajuns știința contemporană, unde e specia în acest moment, din punct de vedere genetic, a medicină, fizică, științele genetice sunt foarte importante și oamenii sunt foarte curioși să știe unde ne situăm. Deci unul dintre vorbitori va fi, de pildă acum, profesor Mihai Netea, dar nu, fac o paranteză. Al doilea lucru important este să chemi invitați de vârf din diferite domenii ale cunoașterii umane și, dacă se poate,
români care au reușit să ajungă la vârful unor domenii. Deci sunt oameni care au plecat de aici după 90 sau puțin înainte și care au ajuns cineva în străinătate. Asta ce înseamnă? Că ofer modele de reușită într-un context social, politic, normal. În acești 30 de ani, cele mai bune creiere ale noastre au fost respinse. Au fost ținuți la poartă și goniți. Pentru că structurile existente nu aveau, universitare n-au interesul să aducă oameni mai buni decât în interior, pentru că îi pun într-o situație penibilă de inferioritate. Și atunci se feresc îngroziți de aducerea vârfurilor românilor care au reușit dincolo să vină aici. Din cauza asta, progresul nostru universitar în toate domeniile este absolut stagnant. Este inexistent. Deci s-a ajuns la o stagnare. Sunt mafii universitare care resping orice personaj care le-ar pune în lumină modestia spirituală. Trebuie care ei vin invitați. Acest profesor de care vă spuneam, Mihai Nete, are 40 ceva de ani, a luat în, este genetician, a luat premiul Spinoza, care e cel mai mare premiu științific al Olandei, în 2016. El se ocupă de studiul ADN-ului pe diferite populații ale globului. Și el vine și spune, am să vă explic care este structura etnică a poporului român. Ce straturi avem în noi? Ia să vedem câți daci mai sunt în noi. Câți daci, câți romani, câți eschimoși. Bun, știți prea bine că se pot face analize ale ADN-ului și îți ies lucruri absolut năucitoare când îți iese că ai 1% eschimoși în tine. Îmi pare absolut dement. Dar așa arată lucrurile. Ei bine, omul ăsta nu se joacă, nu e un panglica. Deci vine și explică care e cu adevărat structura genetică a poporului în funcție de valurile care au trecut de populații pe aici. Sunt oameni care au reușit în alte părți și care sunt prețuiți la cel mai înalt nivel. Medici din Statele Unite, una dintre cele mai tari conferințe, după mintea mea, o să fie cea a unui om care a plecat în 2004 din România, în 2004, și a ajuns să conducă filiala celei mai mari firme americane de sondare a energiilor pe glob, a punctelor, a firmelor de energie de pe glob, și care conduce filiala franceză a acestei firme americane. Un om care la 30 ceva de ani are în subordine peste 1000 de oameni și care poate să dea seama din experiența plimbărilor lui pe glob și a culturii lui economico-financiaro-inginerești unde se află omenirea în clipa de față. Ce este bătălia asta în jurul capitalismului? Băncile, corporatiștii cei răi, băncile cele rele, capitalismul cel rău. Deci sunt întrebări cheie care ne poți să înlocuiești cu ceva, e de vină structura care a dat cea mai mare prosperitate speciei umane sau e de vină natura umană care nu poate fi îngrădită perfect la nivelul controlului de stat. Nu poți să controlezi perfect lăcomia unui șef de bancă. Nu poți să ai totdeauna o poliție fiscală care să fie la nivelul profesional al specialiștilor care vor să facă lucruri necurate. E, toate lucrurile astea sunt pasionante. Deci, pe de o parte, invitații sunt. Sunt trei categorii. Români, care autohtoni, care lucrează aici, care sunt vârfuri ale intelectualității de azi. Nu întâmplător, ciclul ăsta de conferințe este deschis de Mircea Cărtărescu, care a ajuns de-a lungul anilor, fiind invitat în sute de locuri, de circa 20 de ani. A ajuns la o asemenea experiență a comunicării cu publicul, el care era un uriaș timid. Are o putere de a-ți explica
ce e literatura, ce e proza lumii, ce înseamnă a face literatură, la ce e bună literatura pe lume. Nu o fac mulți. Kundera a scris despre asta, Vargas Llosa a scris despre asta, ce am auzit eu de la Mircea Cărtărescu e un nivel mai sus. Îl ai pe Patapievici. În clipa de față nu există un conferențiar mai bun decât el în România pe istoria ideilor. Anul trecut, când a vorbit despre Europa, sinuciderea Europei, a fost un regal. A vorbit o oră ținând, era o liniște în sală, credea că vorbește într-o sală goală. Avem iarăși dinăuntru un om ca Germina Nanguț, care a condus 17 ani echipa de cercetare de la CNSAS, de la Arhivele Securității, și care știe tot despre această instituție care ne-a mâncat viața timp de 40 de ani. Și care s-a prezentat după 90 încoace drept instituția care crea patrioții de serviciu ai României. Deci oamenii care ne-au făcut cel mai mare rău, cei care au terorizat brațul lung al partidului și așa mai departe, cei care au pus în practică teroarea și care au slujit nu popor român, ci cei care chinuiau popor român, românii care ne-au terorizat vreme de 40 de ani, o discuție despre ce a fost securitatea, e o discuție foarte interesantă, nu? Și pe urmă sunt românii străini de care vă vorbeam, sunt străinii, a treia categorie, cei care vor vorbi în engleză și cu traducător, și toți vorbim pe teme pasionante. N-aș vrea să închei și să scap prilejul de a vă întreba care e ultimul banc despre Humanitas. De-a lungul timpului, editura asta a scos foarte multe cărți, foarte multe provocări, dar da, naștere și unor... Nu știu, bancuri Humanitas, spuneți? Sau legate de Humanitas, de exemplu, confuzii de nume ale unor... Ah, da, da, asta e splendid. Care sunt absolut suculente. Da, da, da. Păi, prima bombă a fost când a apărut despre Îngeri al lui Pleșu, și a avut o comoție publică, a fost mare, domnule, aflăm ce-i cu Îngeri. Drept care au început să sune telefoanele înainte de a intra cartea și sună la un moment dat o domnișoară și spune: spuneți-mi, vă rog, cum aș putea să fac și eu rost de cartea domnului Pleșu despre ingineri? Deci a înțeles că e despre Îngeri, despre ingineri. Parabole lui Iisus, din cauza că un scris de mână de la vârful editurii a intrat pe contract sau în juridic cu loc de parabole lui Iisus, a fost descifrat cu perdelele lui Iisus. Și o vreme au plecat către librării perdelele lui Iisus. Altfel, e foarte frumos când sunt confundate personajele, autorii. Una dintre cele mai drăguțe chestii pe care le-am trăit, dar asta e o foarte bună, cum să vă spun, duș rece pentru autorii și că ei sunt axa lumii, că ei, apărând la televizor, lumea oprește pe stradă, etc. Și cel mai frumos arată confuziile care îi aduc cu picioarele pe pământ. Scenă, sunt la metro și la un moment dat văd un tip apucându-l pe altul de mână și venind cu el așa de braț de mine: vino bă încoace să-l cunoști și tu pe Andrei Liiceanu. Asta era confuzia cu Pleșu. Iar Pleșu a trăit cea mai suculentă confuzie de personalitate, se plimba pe Furnica la Sinaia. Într-o duminică pe masă, strada pustie, el cobora trist, lent, din partea elaltă vine un tip și profesorul se apropie, duce mâna la căciulă și când ajunge în dreptul lui zice: să trăiască bucătarul nostru de la ProTV. Îl confunda cu Radu Anton Roman, Dumnezeu să-l ierte, care a ținut rubrica de gastronomie la ProTV ani de zile. Mă rog, avea barbă, asta era.
într-o carte ludice pe care am scos-o acum câteva luni, povestești scene genul ăsta. Când, eu știu, un public, la un moment dat cineva spunea, avem bucuria să avem printre noi intelectual de frunte, cum ar fi domnul și arată către mine Andrei Pleșu. Vă dați seama, pe de o parte Andrei Pleșu suferă, pe de altă parte eu sufăr. Și publicul corectează și spune, nu, nu, e cu tare. Da? Și așa mai departe. Iarăși, prietenul Pleșu este la spital internat o zi, două, să-și facă niște analize. Și e pus să treacă din salonul în care era la salonul de cabinetul de analize. Avea un halat aspectos, așa de mătase, trece și trece pe coridoarele spitalului. Oameni în fața cabinetelor și nu zice, uite-l bă, pe Gabriel Ilicianu. Eu când aud, nebunesc, cum mă confunde pe mine cu... Și nici lui nu-i place, nu? Vă dați seama. Bă, unul te felicită că ai fost reales, tu întrebi la ce? Și spui, bă, nu, cu re, la ce? Ați devenit iar președintele Uniunii Scriitorilor. Și așa mai departe. Deci e o varză. Altul te felicită pentru editorialul tău de zi cu zi, te confundă cu Paler. Erau tot felul de drăcii de genul ăsta. Da. Ultima mea întrebare este, ați obosit ca director al editurii? Am un mare noroc, pentru că având acum o echipă care își face treaba formidabil, rolul meu s-a restrâns la contacte sociale, la imagine și am mult mai mult timp să-mi văd de cărțile mele. Și atunci nu sunt obosit, tocmai pentru că am bucuria de a putea să scriu în continuare și în același timp să pun umărul în momente în care mai am de jucat un rol. Iată, stăm de vorbă și dăm seama despre istoria insulei Humanitas. Mulțumesc foarte mult pentru această bucurie. Și eu.